Ce faceți, băi? Băi, căpușilor! Și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră cu GTA San Andreas în multiplayer. N-am mai spus chestia asta din 2017, 18, 19, 20, 21. Ce faceți, băieți? Bine v-am găsit la un nou episod din serialul nostru San Pist. Serialul nostru San Pist este provenit din, nu știți voi, știu eu, ce m-am inspirat eu. Bine v-am găsit la un nou episod, că dacă tu ai zis că o să mai postez, hai că am postat la că la fel fără webcam, pentru că mergem vineri la București, astăzi este miercuri, mai bine ziua de astăzi și mâine. Și astăzi o să vă încânt cu niște vești interesante. În primul rând, facem live vineri seară cu facecam la București, nebunie, Sanchi, Perșusta, alea. Fane, m-am uitat prea mult la tâmpitul ăla, dacă nu știți la cine mă refer. Pentru norocul vostru, mai bine nu vă uitați. Get Gift, în al doilea rând, pentru voi este o veste bună că s-a băgat un mic quest, un mic Get Gift. Ca de obicei, eu nu știu ce să vă mai spun despre aceste update-uri, pentru că nu mai sunt un punct de maxim interes pentru mine. Îmi plac maratoanele în principal și nu la war-uri mă refer în principal. Alea îmi plac în ideea în care nu mai fac nerv și nu mă supra-solicit. Venim vorba de war-uri, astăzi o să vorbim despre o chestie interesantă cum apare și în titlu. Mi-am deschis team în ghilimele. E vorba despre un team care acum aparține mie într-o măsură mai mare de 90%. 10% îi aparține lui Speedy pentru că el a înființat. El a plătit oamenii pentru logo, pentru intro-uri, dar eu vreau să schimb și nume și tot în principal. Este deocamdată un mic proiect, este vorba despre Reichswehr Team, care este, din punctul meu de vedere, într-un timp atât de scurt, neoficializat, este un grup cu nume interesante, unde mare majoritate ar trebui să le știți. Personajele cele mai cunoscute de pe comunitate sunt principal eu, Speedy, Roach, Stucky, sper să nu-i pe cineva, mai sunt persoane ca... Cine dracu mai era, mă, că nu prea mai vine în cap. În principal, cam noi și eram cei mai cunoscuți, dar știu cum era și Jacuz, dar nu este foarte activ neapărat pe partea asta. Ceilalți de pe RPG-ul din gașca aia nu mai erau. S-a făcut Get Gift-ul aici, zi, mă. Chiar o să mă uit în principal. Foarte mișto map. Oh, e foarte nice mapping-ul. Îmi place această ciuprecuță făcută gen stilul Mario, bla bla bla. Sunt 200 de jucători la ora asta, dacă îmi deschideam server erau vreo 300 la mine, de exemplu, așa mi-a spus mie cineva cu câteva zile. Hai că da, level plus, am primit 21 de K, adică ca și cum vrăjeală. Da, am înțeles, bă, tu ăsta dă-te cu un RG-ul, re. Mi-e mai ușor să zic re de la respect sau de la response, nu știu de ce vine în principal și nu știu cum vine... Aoleo, ce prost a fost pusă la acolo. Da. Da. Astăzi o să jucăm cu un modpack refăcut de Riddy, R-E-E-D-Y. O să aveți canalul lui puțin în descriere pentru că mai sunt niște moduri refăcute de el. Așa, în principal, nu știu ce să mai vorbesc cu voi băieți, nu știu cum să livrez cadourile pentru quest help. Acum a început questul de 1 ori, până acum ai livrat un cadou, quest help. Gift. Helpers, cum fac quest-ul, băieți, mă așteptați și mine în comentarii dacă e cineva drăguț cu mine, că nu vă fur mai mult de 10 minute din viața voastră. Nu vă fur mult. Am vrut să dau și un get gift, să duc 2-3 cadouri și după aia vă lăsam. Vedeam ce atacuri mai avem astăzi și bla bla bla. O să vină o mică serie de episoade referitor la viața asta de lider, pentru că v-am spus că o să fac. Eram să-l calc pe ăla și venea și lider war, nu-ți dai seama, știi cum? O să filmez la București în niște episoade într-o cantitate mai mare, deoarece suntem un top, era să zic. Doamne ferește, nu ăsta era motivul. Deoarece am mai mult timp liber, o să filmez în calități mai optime, în condiții mai optime, v-am zic de fapt. Mai vedeți voi un facecam, un prost la butoane, alea, știi cum zic? Aia zic, ca și cum, răjeală. În principal, dacă am în top, avem 12 teritorii, 8 în SF neatinse de la wipe și 4 în LS.
Astăzi în principal urma încă două. Avem niște atacuri foarte interesante în această seară. Mai exact unul pe Glim Park contra băieților de Avina Miss Boys. Sunt foarte fericit pentru băieții mei că au luat târfurile pentru Deadmatch și Alianță. Sunt foarte fericit și mândru pentru ei. Aseară am avut un world care din punctul meu de vedere ar fi putut însemna un punct de dificultate ridicat pentru noi, dar aparent s-au descurcat exemplar, băieții m-au ascultat, au înțeles tacticile și așa în departe. Să văd dacă mai iese startul, pentru că nu sunt sigur pe modpack-uri diferite. Bă, nu înțeleg care sunt șansele de se trezesc mașinile astea să se spuneze aici. Sunt de la creator în principal mașinile astea și de la level up. Ne-a picat aseară la o cutie un landstalker și vrăjeală, Sanky, alea. Știi ce zic? Și acum sper să nu se spawneze genul la locul ăla, că n-ar fi bine pentru mine. Ok, reluăm stuntul să vi-l arăt și voi. Avem 4 târfuri, avem Verdant 1, Verdant 2. Mi-am recâștigat HQ-ul de odinioară, să zicem așa, să spunem. Avem Nitro din nou, hai să dăm încă o fisă. Mă băgăm încă o fisă la aparat. Am avut un mic drop frame și stuntul a ieșit. Acum o să vă uitați la videoclipurile mele și o să vedeți stuntul și o să știți cum se face șmecheria pe aici, știi cum zic? Da, mașina asta mai bubuie și ea. LOL, interesant. Să dau și eu un repair, cum degeaba sunt mecanic la oară. Whatever. Hai să sar și eu pe aero dacă am disponibilitatea. Ia să văd dacă pot să sar. Pot să sar, mă, ce dracu. Dacă nici eu nu mai sunt cineva în lumea asta, atunci cine? Așa, am câștigat 2-13 cu GSB-ul, am avut work-ul Riffa, l-am câștigat, am avut 2 cu Verdantul, au fost și ele win, de asemenea. Felicit băieții pentru munca depusă, pentru cele 27 de teritorii cucerite luna trecută, unde am avut în total de 6 HQ-uri, 3 în SF, al nostru din Eloco, 69 Riffa, plus HQ SP câștigat cu TTB-ul, HQ RDT câștigat cu RDT, HQ VTV câștigat cu VTV. Îmi pare rău pentru băieți că n-am putut să câștigăm oră cu GSB-ul. Data viitoare o să fim mai puternici, o să fim mai calculați și cine știe, o să fim mai norocoși. Pentru că depinde puțin și de noroc. E distanța mare până la LS. Alea, fel și fel de factorii. Eu o să dau un slash key momentan, o să vă arăt acum ce oruri avem astăzi. Foarte interesant, avem un defend pe civilian spawn. Este al treilea war pe civilian spawn deja în 3 zile și e ok pentru că este un turf apropiat. Avem pe Glim Park turf greu în principal cu Vietnamese Boys, dar dezavantajul la Vietnamese Boys din punctul meu de vedere ar fi acela că au jucători care joacă pe RPG1. Avem report către admin Răjeală Sanky. Așa, au mulți jucători care joacă în principal pe RPG1 și asta nu prea e în avantajul lor. Acum o întâi și o vedea ce se întâmplă. Facțiunile stau în felul următor. 24 de membri avem noi, 26 RTTB-ul s-au făcut full, RDT-ul stau și foarte bine, GSB-ul au un lor numeric destul de mare ca și VTB-ul. Este o competiție pe LS, mi se pare e bătaie. Toate departamentele sunt deschise în cazul în care doriți să aplicați. Himenul pentru chestii. Alex Lowline. Cine ești, mă, Alex Lowline? Alex Lowline. Interdicție pe Daniel to Glory. Ții cu postul ăsta, you complain, got more comments. Salut, YouTube! Ma! Bă, da, te întreabă. Bă, nu mai ține aminte. Salut, YouTube, dar ca un. Salut, fărătă. Băi, cum s-a nimerit Daniel aici să fii exact pe filmare? Ta, și m-am speriat. Te rog frumos, retrage. Pâlă să retrage. L-a băgat și pe fratele UFO cu banul. Aia zic, aplică-mă și tu UFO în râul la băieți. Panul și UFO, băieții mei. Îi pup cu această ocazie. Bă, vreau să și eu curios de chestia asta. Bă, Gabriel, spune și nouă cum weapon hack, cum alea, cum, pentru ce? Sunt foarte curios, jur. Era și prima dată zi în Mafia, a avut un rank 4 pe vremea lui... Acum multă vreme a avut rank 4, banned for cheats.
E banul ăsta, deci a mai fost bana toată. Interesant, am înțeles, am înțeles. Revenim la War, e greuț ăsta cu VTB-ul în principal, să vedem cât o să fim și noi on, cât o să fie și ei, cum ne batem, alea. Airport 2, o să luăm din punctul meu de vedere, Verdant 1, dacă o să fie ca ieri, o să fie gen super ok. Au și Verdantul 4 din 4 War, dacă nu mă înșel. Au derby de la Madolina pe United Station LS. United Station este ăsta, Racing-ul este cel de lângă, corect, greșisem eu. Cum ar fi aici să apare un Tarsel la 69 de aici, tocmai aici. Alneca mouse-ul până în ZF. E o mare, mare, mare combinație de curcubei. Ar trebui să-mi vine și TTB-ul să ia turf-ul ăsta, RT-ul să ia turf-ul ăsta, VTB-ul să ia turf-ul ăsta și Verdantul să mai ia un turf de pe aici, care arăta super caterin, că un oraș de ăsta plin de culori. Ar fi ceva nice din punctul meu de vedere, dar acum om trăi și om vedea ce se mai întâmplă. Ce vorbă mi-am luat și eu. Ăsta nu era Jack Boomer. Notorious Majestic, Adrian Legend, Huge, Radu cu senzație. Răducu, nu Radu cu senzație. Don Flow, Flow, Flow. Huge, mare mafio, tot pe RPG 4. Ce mai e pe aici? Meliodas, Alca, Tutankamun. Eu sunt dar camun, ăsta e Tutankamun, am înțeles. Spaclu, Barawang, FreeQQ, băieți, Pixie, Mishu, Royce, nici nu mai știu ce să mai pe aici, că nu prea mai avem ce. Trăim o perioadă destul de dificilă a sample-ului, dar așteptăm program de vară pentru un mic restart în facțiuni. Așteptăm să se umple și să fie din nou o activitate decentă. Să vedem ce se întâmplă și pe la noi pe aici, când ar trebui să ia membrii mei, Ranca, Adrian, tu ai luat și un FV, e nasol de tine, din păcate. Pe 22 a intrat în facțiune Stachy, pe 5 înseamnă că trebuie să intre în facțiune. Goneta pe 1, pe 15, pe 14, Lognuv, Adrian, deci dacă ar trebui să ia de pe 20, ar trebui să ia pe 3 plus 14, trebuie să ia pe 17, what the fuck. În schimb Dybala de pe 14, care n-are învoiri, trebuie să ia rank 3 pe 4. Super nice, super nice, deci îmi vine și primul rank 3. Madalina trebuie să ia în 11 zile rankul 4. E bine, eu zic că e bine. Vreau să vă arăt și pe Discord team-ul nostru de toate cele. Este vorba de camera noastră de Discord, bla 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 Discord. Este vorba despre Reichswehr team, unde o să vă propunem. Să vedem cine este propus. Daniel to Glory, Axum. De ce minți? Mai având în vedere că fazele sunt ale altora. Eu sunt un om corect în viața asta, respins sunt fazele altor persoane. Ok. Acesta este încheiat. Și Daniel, știu montajul. Respins cum voturi negative. Într-adevăr. Oricum, trebuie să punem un videoclip că recrutăm, trebuie să pun o prezentare, sunt foarte multe chestii de făcut, o să fac și o academie pe două nivele. Gen o să fie Academy Trial, dacă treci de trial o să intri în academie, ca și cum Academy Member. Și după 40 de zile de activitate în academie, dacă ești activ pe YouTube, ai șansa să fii promovat prin propunere, gen aduci la cunoștință unui helper. Helperii care se ocupă de chestia asta deocamdată sunt Dele, Banu, Shadows, STVR, UFO, Darky. Mă gândesc dacă îi pun și pe restul, deocamdată se ocupe de academie la nivel de prioritate, mă gândesc. Teamul este format din membrii cunoscuți, este Glock de pe RPG 1, Blasis de DP1, Nodai de pe 1, Moderatorii, Ghost de DP1, Ios de pe 2. Am primit mesaj de la Betano.
Ice, jucător vechi, Horus la fel. Adrian este lider. Baroac știu că se lăsase. Cilex este mai vechi. Deci ce mai avem pe aici? Te pu, Melodias. Așa. Trifan lider, Ionuț e lider. UPS jucător vechi. Sharwi de pe 2. Relu de pe 1. Câteva vipuri, dar o să scot vipurile în viitor. Deci Road este cofondator. Tase. Și Jacus. Cam ăștia sunt plus speedy, mă rog. Ăștia sunt jucătorii mare parte cunoscuți. Cam așa arată canalul de Discord. În principal vreau să-l fac cel mai mare timp posibil din România la număr de membri. Academia este separată, cum era pe vremea lui Royal. Nu o să fie totul pe aceeași Discord. Aici o să fie ca și cum pâinea. Dacă vreți să fiți niște jucători destul de respectați pe comunități, trebuie să vă respectați și voi înșivă. Mod pe Mafilo, aici o postați ca și cum vrăjeală, Sanchi nebunie. Ce aveți voi pe aici? Samoduri, otră vrăjeală, nebunii, pra, 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 pra. Staff chat, vrăjeală, sleep room, ce m-a pus mă cuibă ăsta pe aici? Levele, YouTube channel. Vă punem și canal de YouTube pentru că o să facem pe viitor prezentarea și trebuie să punem și canalele de YouTube pe viitor. O să le pun obligatorii, în principal. Și cam asta o să fie treaba. Văd că deja că sunt 16 minute. Nu vreau să vă rețin foarte mult din această zi minunată. Eu am fost Alin. Sper că ați băgat bine la cap pentru recrutări cine este interesată la nivel de academie sau main, pentru că asta se decide împreună cu staff-ul. Vorbim pentru că scenul de academie este făcut, doar că trebuie să-l editez. Să-l editez împreună cu Dybala și cu Quebi. După o să anunțăm fiecare ce o să se întâmple. Eu am Salim, vă urez o zi frumoasă, numai bine, ne auzim vineri seară pe live. O zi minunată.